Recesiunea bate la ușă sau recesiunea bate la USA în America. Sunt foarte multe voci care spun că nu o să vină o recesiune, însă este imposibil. Există un ciclu economic, avem perioade de expansiune și perioade de contracție. Am avut creșteri repetate, succesive, în rate de dobândă, atât în Marea Britanie, în Europa, cât și în America, peste tot în lume. Băncile centrale au crescut ratele de dobândă să combată inflația și atunci recesiune Trebuie să apară la un moment dat. O să existe o perioadă de contracție mai mare. Întrebarea este când, nu este de dacă. Când? Și atunci, în acest material, vreau să discutăm despre anumiți indicatori importanți din America și din lume care indică o potențială recesiune. Ne vom uita la ce spun analiștii de la diferite bănci, ce spun directorii executivi de la foarte multe companii despre această potențială recesiune, când ar trebui să existe, ce probabilitate există să vină o recesiune și, bineînțeles, că vom introduce un nou element în discuție, un element decisiv sau mai bine zis catalizator care poate declanșa instant o recesiune și anume războiul dintre Israel și Hamas. O să discutăm și despre acest război care este foarte posibil să crească prețurile țițeiului, prețurile petrolului și atunci ar trebui să fim atenți la ce se întâmplă și mi se pare că se cuvine să desfășurăm împreună o analiză pe această temă. Lasă un like și hai să începem e foarte important să ne uităm și la intensitate, cât de repede au fost crescute ratele de dobândă, vedem între 2022 și 2023 în America au fost crescute cu aproape 5 puncte procentuale față de 2015 2018 când au fost crescute cu 2 puncte procentuale și putem să vedem că este cea mai rapidă creștere în ratele de dobândă în America din istorie, nu au fost niciodată atât de repede crescute la această intensitate, da? adică 4,88 puncte procentuale. Exemplul din 1988 este destul de îndepărtat, așa că dacă ne uităm în 2004-2006, vedem aproape 4 puncte procentuale înainte de marea criză financiară. În 2015-2018, 2 puncte procentuale și prin anii 2000, 1,51 puncte procentuale. Deci aproape 5 puncte procentuale creștere este cea mai mare creștere din istorie în ceea ce privește rapiditatea, intensitatea pe o perioadă de timp scurtă, un an jumătate și putem să vedem că din 2007 nu am mai avut rate de dobândă atât de mari. Efectiv, banul a fost gratis foarte mult timp. Aproape de zero rate de dobândă, 2%, 3%, 4%, mă refer creditul. Se putea accesa ușor, nu era scump, banul, așa se spune în finanțe și puteai să te finanțezi, puteai să intri în expansiune cu business-ul, țările puteau să se finanțeze la ratele de dobândă mici și așa mai departe. În momentul de față, ratele de dobândă sunt foarte mari și rata de dobândă reprezintă instrumentul principal dintr-o economie, dintr-o piață de capital. În momentul în care rata de dobândă crește sau scade, da, pe elasticitate, există un impact proporțional în absolut toate elementele macroeconomice sau elemente de piață de capital, bursă, companii, acțiuni, prețul instrumentelor financiare în asset pricing, adică în momentul în care evaluezi active, este foarte important să iei în acele metodologii, să incluzi rata de dobândă și atunci, indiferent de creștere sau scădere, impactul se simte și au fost creșteri foarte mari și totuși putem să vedem că încă nu am intrat într-o recesiune. Poate că am intrat de facto în anumite țări, dar de iure nu a fost anunțată o recesiune. Eu vreau să discutăm despre asta pentru că, într-adevăr, o creștere cu aproape 5 puncte procentuale în 14 luni. Gândește-te că data trecută când a fost atât de mult, am avut aproape 4 puncte procentuale, dar pe o perioadă de 2 ani, 24 de luni și data trecută în 88, 89, 3,23 puncte procentuale. Deci, într-adevăr, am avut creșteri foarte mari, dar, bineînțeles, și cantitatea monetară, adică banii din economie care au fost printați, nu au fost niciodată la acest quantum. Deci, sunt multe alte elemente care se întâmplă la o intensitate mult mai mare, la o magnitudine mare. Și atunci, bineînțeles, că ne așteptăm ca toate celelalte elemente să fie tot la o magnitudine mare, pentru că, efectiv, a crescut măsura. Și atunci, hai să vedem ce estimări există pentru o potențială recesiune în 2024. Vedem că personalul de la Fed și de pe Wall Street spun că e 0% probabilitatea să vină o recesiune, dar putem să vedem că Yield Curve ne oferă o probabilitate de 61% să vină o recesiune, economiștii consideră 48%, 69% vedem consumatorii, 15% probabilitate consideră analiștii de la Goldman Sachs, de la Bank of America 35-40% și o să aprofundăm puțin să vezi la ce indicator se referă când spun că e posibil această recesiune și foarte important, directorii executivi, 84% consideră că o să vină o recesiune, dar probabilitate. Și de ce spun că directorii executivi sunt foarte importanți în această situație? Pentru că ei lucrează în diferite industrii și văd care este materia primă, ce prețuri sunt, care este cheltuiala cu dobânda, care este volumul datoriei din bilanțul contabil al afacerii la care lucrează în momentul în care negociază pentru a-și extinde datoria, care sunt condițiile bancare și așa mai departe. Ei sunt pe teren, cum s-ar spune, sunt agenții economici care chiar sunt în procesul decizional zilnic în economie și atunci contează foarte mult să vedem ce percepții au. Bineînțeles, contează și cum a fost realizat acest studiu și poți să aprofundezi, însă 84% probabilitate este destul de mare. Și vedem aici foarte interesantă în ultimele. Raportării trimestriale, chiar în ultimele apeluri telefonice în care au fost director executiv din SP500, putem să vedem că se discută din ce în ce mai puțin de inflație, deci din trimestrul 2 2022 până în trimestrul 2023, acum recent, s-a discutat din ce în ce mai puțin de inflație, adică acest cuvânt inflație a fost utilizat mult mai puțin. Mergem la material cost, da, costuri aferente materialelor. În acest caz, ce putem să vedem? Frecvența la care care au fost spuse aceste două cuvinte în apeluri trimestriale, a scăzut foarte mult. Din nou, scădere economică sau încetinire economică, frecvența acestor cuvinte a scăzut și altă frecvență care putem să vedem că nu a scăzut, ci chiar a crescut, vedem că este vorba de job cuts, adică cât de multe locuri de muncă nu mai există sau efectiv oameni care au fost dați afară sau pur și simplu nu mai există funcția locului de muncă respectiv. Deci, putem să vedem într-adevăr că nu se mai discută, dar oare înseamnă că nu este îngrijorător, că nu se mai discută atât de mult de inflație? Bineînțeles că nu. Totuși, directorul executiv spun că există 84% probabilitatea să fie o recesiune și putem să vedem că acest sondaj se referă la o recesiune posibilă în următoarele 12-18 luni și directorii executivi au spus că 84% este probabilă o recesiune. La yield curve, dacă ne uităm, 61% și o să aprofundăm mai târziu, să ne uităm pe grafic, să vedem unde mai este această inversiune a curburii între obligațiuni pe diferite scadențe în America, să vedem ce relație există acum. Într-adevăr, vedem că această inversiune există în continuare și o să ne uităm împreună, o inversiune care de foarte multe ori a fost înaintea unei recesiuni, că poți să spui că a fost cauză-efect, nu neapărat, da, și am discutat în alt material despre această situație, poate să fie o corelație, nu neapărat o cauzalitate. Deci hai să vedem un sumar, yield curve, da, curbura ildului, randamentului, obligațiunilor pe diferite scadențe, pentru faptul că a fost inversată această curbură și o să aprofundăm mai târziu, practic arată o probabilitate de 61%, economiștii consideră o probabilitate de 48%, consumatorii 69%, Goldman Sachs 15%, Bank of America 35-40% și directorii executivi 84%, ceea ce este foarte important. În același timp, vedem vânzări foarte mari la Home Depot, la Walmart, la diferite diferite magazine, la diferite supermarketuri, da? centre comerciale. În continuare sunt vânzări mari, înseamnă că există un apetit de consum pentru populație în America, dar o să vezi un lucru foarte important. Ideea este că a atins un vârf uriaș datoria pe care consumatorul o are. Pentru că este interesant, consumul crește, dar acel consum nu se bazează pe puterea de cumpărare directă a consumatorului, se bazează pe împrumuturi, da? atunci ce se întâmplă? La un moment dat aceste împrumuturi trebuie plătite și ideea este că aceste împrumuturi sunt luate la niște rate de dobândă uriașe și e posibil ca foarte mulți consumatori să dea default sau să întârzie la plată și atunci aceste lucruri pot crea o spirală și pot să înrăutățească situația economică pentru că într-adevăr ce se întâmplă? Învățul are greu de zvăț. Consumatorii s-au obișnuit să cumpere, s-au obișnuit să folosească cardul, acum Apple Pay de pe telefon, de pe Apple Watch și așa mai departe. E foarte simplu să pui la POS și gata, ai cumpărat, dar cumpără cu banii băncii, nu cu banii lor și banii băncii la un dat trebuie să fie dați înapoi la o rată de dobândă mare. Vedem într-adevăr că prețul unei case în America a crescut și foarte multe persoane în America, youtuber și am citit în diferite articole, spun că e posibil să fie o criză imobiliară sau faptul că sunt foarte sus prețurile la imobiliare, nu este neapărat un lucru bun și așa mai departe. Ideea este că foarte multe persoane au achiziționat imobile în perioada pandemiei, în perioada în care erau ratele de dobândă foarte mici și practic au blocat aceste angajamente contractuale cu banca la o rată de dobândă mică și atunci să-și vândă acum imobilul, că practic ca să fie o criză dacă vrei pe o parte sau să se declanșeze o criză, atunci trebuie să se vândă, da? Dacă este această bolă de imobiliare, înseamnă că la un moment dat trebuie să există o cantitate oferită mai mare decât cantitatea cerută, nu? Și prețul ar trebui să scadă semnificativ. Însă nu se întâmplă. De ce? Pentru că de ce ți-ai vinde casa sau apartamentul luat cu un credit ipotecar la 2%, 1%, 3% anumite persoane din America să-ți-l vinzi? Pentru că după trebuie să-ți în altă parte. Și atunci o să spui, ok, dar poate face un downgrade, pentru că situația economică în care se află nu e atât de bună, poate că a fost disponibilizat de la serviciu, nu mai lucrează, nu mai are loc de muncă, ca sau are un salariu mai mic, costurile vieții sunt prea mari și îi spune că are nevoie să se mute în altă parte unde este mai ieftin. Dar în același timp trebuie să achiziționeze tot la un preț mare. Și întrebarea este, ai renunța la acel imobil, la acea casă unde ai reușit să blochezi 2%, 3% ca să îți iei alt credit ipotecar și așa mai departe? Nu, pentru că acum rata de dobând de 7-8%. Sunt foarte multe situații în spate care indică faptul că, deși prețul la case a crescut destul de mult, ideea este că nu ar trebui să ne îngrijorăm neapărat că este mult prea sus. El poate să crească în continuare, în America, vreau să spun. Și, bineînțeles, e un subiect controversat, pentru că poți să indici anumite elemente care să arate faptul că o să scadă, poți să indici anumite elemente care arată că o să continuă să crească. Și sunt de acord, economia nu este simplă. Eu ce spun aici sunt pur și simplu anumite interpretări pe situația actuală și, bineînțeles, poate să fie un caracter partenitor din partea mea, pentru că sunt și eu subiectiv, dar încerc să fiu dezinteresat. Vedem că de deși a început să scadă nivelul de creștere al prețului al anumitor imobile, da? putem să vedem median home prices, adică punctul de mijloc în seria de prețuri aferente caselor din America. Vedem într-adevăr că a crescut acest punct de mijloc, da, mediana, hai să zicem media, dacă scoatem outliers, adică rezultatele extreme, într-adevăr vedem că a crescut și este cu 42% peste nivelul dinainte de pandemie, dar putem să vedem că a început să crească prețul la o rată descrescătoare. Acum putem să vedem că a atins un trilion de dolari creditul pe care consumatorii din America îl au și nu orice credit. Creditul de consum, adică se duc să facă cumpărături pe credit și uită-te cât de sus este la aceste rate de dobândă uriașe. E foarte greu să realizezi sau să concepi acest aspect în absența anumitor calcule. Dacă faci anumite calcule marginale sau de elasticitate și adaugi un punct procentual în ratele de dobândă existente peste, o să vezi cheltuielile cu dobândă Pânda, cât de mult cresc uriași la un nivel uriaș, și este posibil să mai crească ratele de dobândă și o să discutăm și despre acest aspect. Putem să vedem că analiștii de la Goldman Sachs reduc așteptările vis-a-vis -vis de o recesiune în America în următoarele 12 luni la 15%, da, probabilitate. Dar trebuie să te gândești și ce un în spate în momentul în care au aceste estimări, da, și aceste probabilități. Putem să vedem un lucru foarte important. Într-adevăr, reduc la 15% de la 20% și consideră că Fed pot avea acest soft landing dar ei încearcă și să nu creeze panică în piețe, încearcă să își păstreze cumva poziția lor cât se poate de intactă. Gândește-te puțin, atât de mulți bani sunt în economie și o să zici, da, da, nu sunt cumva și ei interesați să cumpere mai jos, de ce nu creează panică să ducă prețurile mai jos și să intre? Pentru că foarte mulți din acești bancheri, din aceste bănci, foarte mulți jucători de capital sunt deja cu bani în joc, înțelegi? Sunt deja cu bani inactive și atunci dacă ar mai exista sta scăderi destul de mari, bani instituționali ar suferi în acest punct, înțelegi? Și atunci ei vor cumva să diminueze tensiunea din piață și spun, da, o să existe acest soft landing. Bine, asta au spus-o și înainte de război, războiul din Israel-Hamas și o să discutăm despre asta. Și atunci este destul de important să înțelegi că economiștii de la Goldman Sachs sunt destul de optimiști și acest optimism, cumva dacă este rupt de realitate, nu este bun. Ei se bazează foarte mult pe faptul că rata inflației a scăzut și în ultima perioadă s-a menținut față de perioada precedentă, o să ne uităm împreună și din nou spun că piața muncii este destul de rezistentă și pentru că este rezistentă atunci este puțin probabil să vedem o recesiune. De acord, recesiunea când o cuantifici nu este doar o scădere în PIB în două trimestre consecutive, așa se spune, dar sunt mai mulți indicatori care sunt luați în calcul de autoritatea competentă vorbind de America acum, din America care declară o recesiune în momentul în care consideră Că țara este într-o recesiune, și atunci toți acești indicatori sunt foarte importanți. Unul dintre ei este într-adevăr șomajul. Dacă șomajul crește foarte mult, adică oamenii nu mai au locuri de muncă, atunci este mult mai ușor sau mult mai probabil să anunți o recesiune. Dar dacă oamenii sunt angajați și le crește și salariul, și o să vezi, atunci economia ar merge bine din această perspectivă, și de aceea nu se declară o recesiune de iure. Înțelegi? Și atunci e foarte interesant să vezi că se tot discută despre faptul că inflația a scăzut și s-a menținut acolo. Dar inflația în momentul acesta este ca un foc și dacă adaugi benzină pe foc, totul efectiv se amplifică. Și o să vezi unde apare acea benzină la propriu, mă refer la Țiței și mă refer la războiul dintre Israel-Hamas. Acest soft landing, de tot îl vezi, ce înseamnă soft landing? Înseamnă că aceste ambiții pe care Fed, Banca Centrală le are, să reușească să reducă inflația și în același timp să echilibreze economia, fără să provoace o recesiune înseamnă soft landing, adică reușește Fed prin politica lor monetară să nu provoace o recesiune ulterior reducerii inflației la 2% vorii, da? Și vorbesc de core inflation, ceea ce este departe de realitate, dar ăsta este obiectivul lor. Dar gândește-te la cheltuielile aferente împrumutului. Toată lumea este supra-împrumutată. Vorbim de companii, dacă te uiți cât de împrumutate sunt, vorbim de țări, vorbim de America care a depășit zeci de trilioane de dolari în datorie națională. Și atunci, gândește-te că această rată de dobândă, care este foarte ridicată, practic pune o presiune uriașă pe situația de profit și pierdere a țării, a băncii, a companiilor care sunt împrumutate. De ce? Pentru că există o creștere în cheltuieli aferente dobânzilor, la da? cheltuieli financiare. Și dacă o să mai crească, o să pună presiune mai mare și cheltuielile o să crească mai mult, ce va eroda foarte mult profitabilitatea și potențial va crea și un default, da? adică incapacitate de plată și dacă această incapacitate de plată s-ar întâmpla într-un lanț, pentru că fiecare împrumutat de la altcineva da? în sistemul economic e foarte complicat, sunt împrumutați, supraîmprumutați, împrumutați de la alte părți, atunci poate să existe un efect de domino. Și vedem într-adevăr ratele de dobândă aferente creditelor imobiliare au crescut foarte mult. Și americanul este obișnuit cu ratele de dobândă mici. Gândește-te că ani de zile au fost foarte mici, s-au obișnuit la nivel mental, dacă vrei, la nivel comportamental cu rate de dobândă mici, la nivel de consum și așa mai departe. Și atunci ratele acum nu mai sunt mici și din nou învățul are greu dezvăț sau poate chiar nu te poți dezobișnui de anumite obiceiuri cu care te-ai învățat ani de zile în comportamentul tău. Și atunci e foarte important să vedem că totuși economiști din zona euro de la ING spun că ei consideră că o să fie o problemă destul de mare și că poate să ajungă economia americii într-o recesiune la începutul anului viitor din cauza faptului că ratele de dobândă sunt mari și cheltuielile aferente împrumuturilor cresc la un nivel atât de mare încât la un moment dat o să existe presiuni uriașe în economie. Dar se tot discută despre piața muncii că este puternică da? și că este rezistentă. Într-adevăr, vedem că în America au existat 336.000 de joburi extra, da, în septembrie și într adevăr o creștere în august au fost 227.000 de, de noi locuri de muncă în America, foarte mult, să ne înțelegem, într adevăr e foarte mult. Și atunci pentru faptul că sunt aceste noi locuri de muncă și persoanele sunt angajate și aici de sute de mii de persoane, cei de la Fed spun că ar trebui să crească potențial din nou rata de dobândă, ar avea un stimul să o crească. De ce? Pentru că toate aceste joburi creează presiune în inflație. Oamenii sunt angajați, primesc un salariu, salariile cresc, puterea de cumpărare crește pe termen scurt, adică plătești mai mult pe diferite bunuri, servicii și atunci prețurile lor cresc și atunci o să se propage într-o inflație mai mare, într-o rată de inflație mai mare și Fed practic nu a învins în această luptă deocamdată și o să aibă stimul să crească. Și elementul catalizator este de fapt războiul dintre Israel și Hamas, tensiunile din Orientul Mijlociu, care dacă se propagă prin anumite scenarii probabil și o să discutăm pe larg despre asta într-un episod viitor. Uite, o să fac partea a doua la acest material. Dacă ești interesat sau interesată, lasă un comentariu. Vreau partea a doua sau știu și eu, vreau analiză, da? Dacă lași un comentariu că ești interesat despre această analiză în care să discut despre războiul dintre Israel și Hamas, mă refer la ce consecințe pot exista la nivel economic din cauza anumitor tensiuni potențiale din regiune, atunci te rog să lași un comentariu și să împingem acest material peste 500 de like-uri. Și dacă împingem împreună, pregătesc acest material și discutăm despre acest război și despre ce se poate întâmpla, pentru că în ultimul timp am studiat destul de mult fenomenul și e posibil să te ajute opinia mea în procesul decizional în investiții, știu și eu sau doar dacă ești curios sau curioasă, despre ce se întâmplă în macroeconomie. Așa că nu uita să lași un like și să-mi spui, vreau partea a doua, sau știu și eu vreau material, vreau analiză, atât trebuie să spui, și bineînțeles. O să mă uit, și dacă există interes ca întotdeauna, o să îmi onorez promisiunea. Vedem într-adevăr că piața muncii este rezistentă și vedem într-adevăr că au existat aceste joburi, da, locuri de muncă create și, practic, din nou, contribuie la inflație, sau bineînțeles că există o posibilitate să contribuie la inflație, și Fed are o tendință să ridice ratele de dobândă sau, cel puțin, să le țină ridicate. Dar ce putem să vedem, și este important, vedem loan officers, cei care oferă în promoturile, care reprezintă agenții bancari sau agenții din diferite instituții financiare care oferă, acordă în promoturile diferitor debitori, observă comportamentul, observă și bineînțeles cuantifică bonitatea financiară și se gândesc oare vom fi plătiți înapoi și practic asta este primul semn de frică. Semn de frică care se poate amplifica. De ce? Pentru că la un moment dat spui așa, da, vreau să-ți dau un acesta la brata dobândă uriașă, dar oare poți să mă plătești înapoi și când stai și studiezi și vezi, într-adevăr, practic mai ai foarte multe împrumuturi, într-adevăr, salariul tău nu știu dacă poate să acopere toate aceste cheltuieli cu dobânzile și așa mai departe, dar pentru că apare lăcomia să dai cât mai multe împrumuturi la rate de dobândă mari, totuși, învățând din istorie că a existat o criză financiară uriașă din cauza acestui comportament și parcă nu le mai perpetua, poate să existe versiunea 2 într-o potențială criză, pentru că vedem consumul este la un nivel uriaș și de Devine consumul respectiv din datorii, din banii altora. Statul american, din nou, cele mai mari împrumuturi. Am văzut la ce nivel este datoria publică și atunci nu poți să perpetuezi acest comportament de consum de achiziții, bani totuși în piață, inflație sus și putem să vedem că se întâmplă doar pe datorii, pe banii altora. Uite, chiar vreau să te întreb un lucru, dar mă adresez către tine. Tu în momentul în care investești, da? înainte să investești și să spunem că ești în căutare de oportunități și ai identificat anumite companii și să spunem că ai 3-4 companii pe care le analizezi și vezi că o companie este supra ndatorată vezi că are extrem de multe datorii, cheltuiel cu dobânzi uriașe, ai investi în acea companie, ceteris paribus. Dacă ai identifica o altă companie care este mai puțin îndatorată și are un obiect de activitate similar și poate o profitabilitate similară, bineînțeles că te duce către compania care este mai puțin îndatorată, da? Și atunci gândește-te cât de îndatorat este statul și cât de îndatorat sunt consumatorii care cheltuie pe banii băncii. Este foarte important, dar în continuare se discută despre acest proces de angajare că a început să crească din ce în ce mai mult și vedem într-adevăr că rata de șomaj este foarte foarte jos, este extrem de jos, ceea ce nu s-a prea întâmplat istoric. Dar din nou, istoric nu au fost alte elemente care s-au întâmplat, cum ar fi faptul că au intrat trilioane de dolari în economie, în pandemie, dacă ți aduci aminte, și alte elemente. Dar vedem că Fed ține un ochi aproape în piața de muncă, da? pentru că dacă în piața de muncă lucrurile arată bine, atunci sunt stimulați să mai crească sau cel puțin să mențină, arată la fel. Pe 2 octombrie, înainte să se declanșeze războiul dintre Israel și Hamas, erau aceste estimări cum că ar exista acest soft sau softer de data aceasta landing, adică, din nou, o aterizare ușoară, în sensul în care economia ar ateriza ca și când ai venit cu parașuta, te apropia de sol, de pământ și parcă nu ai aterizat foarte optim, te do puțin picioarele, poate te împiedici puțin, dar după mergi liniștit și nu ai nicio problemă. Ceva de genul, înțelegi, spun ei că ar trebui să se întâmple, dar din nou este înainte de război. Cu toate acestea, economiștii de la Deutsche Bank au început să considere că există o posibilitate, da, patru indicatori de care vorbesc și o să discutăm despre acești indicatori, care semnalează faptul că poate să existe această recesiune. Dar cred că o să integrez acești indicatori în materialul următor cu războiul dintre izra și Hamas, ce consecințe pot apărea, dar o să discut puțin despre acești indicatori și în acest material. Într-adevăr, banca nu se mai așteaptă să fie la sfârșitul lui 2023, mai sunt două luni până la sfârșitul 2023 o recesiune și spun că la începutul lui 2024, dar vezi tu, este vorba de când, nu de dacă. Clar va exista la un moment dat o contracție economică mai mare. O să discutăm ce înseamnă pentru companiile state în America, ce înseamnă pentru companiile state în România, în Europa, pentru că poate ești investitor și vrei să știi ce se întâmplă potențial cu investițiile. Și atunci atunci, vedem economiștii de la Deutsche Bank spun așa, prețurile mari la combustibil. După care, ideea este că acest student loan payment deja a început să fie destul de amplificat. Ce înseamnă asta? Acum un an a fost o ordonanță în America care practic a oferit studenților posibilitatea să le amâne plățile aferente în promoturilor universitare. Da? Și atunci pentru că le-au oferit cumva o perioadă de grație, o perioadă în care să nu plătească, bineînțeles că trebuie să plătească acum și atunci o să fie o presiune mult mai mare. Pe lângă asta vedem că discută despre anumite greve care există în sectorul auto, da? în sectorul de autovehicule și bineînțeles că discută despre această tendință redusă de a mai acorda în împrumuturi ușor. Și atunci acest soft landing este oare plauzibil? Într-adevăr vedem că 69% dintre economiștii din America au spus că există posibilitatea unui soft landing, dar din nou acest soft landing nu este foarte bine definit. Nici recesiunea în nu este foarte bine definită pentru că se uită la PIB și PIB-ul poate să fie un indicator destul de nereprezentativ pentru o recesiune. De aceea, vedem că economiștii de la National Bureau of Economic Research, cei care practic declară, anunță recesiune în cazul în care este, cuantifică foarte mulți indicatori în momentul în care cuantifică să vadă dacă există o recesiune sau nu. Și atunci, în cazul în care vine o recesiune, în trecut am văzut că perioadele de recesiune au durat de la câteva luni la câțiva ani. Și, bineînțeles, am văzut că acea inversiune a curburii în yield, da între obligațiunii pe diferite scadențe, au prezis, spun ei, 10 recesiuni, dar nu neapărat au prezis. Chiar dacă au fost înainte de recesiune, dar pe grafic, nu înseamnă că au prezis bine. Să spunem că la 6 recesiune, mulți au spus, da, uite, vedem 6 situații în care s-a inversat curbura și atunci înseamnă că e posibil să fie o recesiune după. Și a fost a 7-a oară, a 8-a a 9-a a, -a, a 10-a și acum spui că ar trebui să prezică. Dar e mai mult o corelație decât o cauzalitate. Dar uită-te puțin cât de mult a durat expansiunea economică. Da? Deci vedem din 2009 în 2020, 129 de luni da? a fost expansiune economică. În trecut 120 de luni, după care vedem 106 luni. Și atunci va exista o contracție. A existat deja și va exista o contracție. Și o să te întreb piața de acțiuni, de ce n-a scăzut? Foarte interesant, uită-te la S&P 500. Chiar dacă a existat o creștere, primele 10 companii din tehnologie au avut o creștere pentru că a fost acest raliu pe AI, a a fost acest raliu pe tehnologie, dar nu companiile mid cap și small-cap, adică cu capitalizare bursieră medie și mică, nu, cele mari au beneficiat într-adevăr de o apreciere cu toate acestea. Dacă excluzi cele 10 companii, primele 10 companii din indicele bursier S&P 500 și vezi ce performanță au avut celelalte companii, o să vezi că nu a fost o performanță bună, înțelegi? Cumva aceste 10 companii care reprezintă cea mai mare pondere din S&P 500 au fost anumite anomalii în a cuantifica randamentul și atunci, pentru că sunt rezultate extreme, ar trebui să le scoți să vezi puțin ce performanță a avut piața fără primele 10 companii după capitalizare bursieră ajustată la free float. Și atunci, ce prezice o recesiune? E complicat, înțelegi, pentru că sunt foarte mulți indicatori la care trebuie să ne uităm. PIB-ul, într-adevăr, este în creștere, dar PIB-ul poate să fie un indicator iluzoriu de foarte multe ori, dacă te uiți doar la PIB. E un indicator bun pe multe părți, să ne înțelegem, dar poate să fie și iluzoriu pe alte părți. Vedem recesiuni din trecut, da, vedem din 1937 în 1938 a durat 13 luni această recesiune, PIB-ul a scăzut cu 10%, vedem din 45 că a durat doar 8 luni, da, tot așa, PIB-ul a scăzut cu 11%, după care vedem din 48 în 49, 11 luni a durat recesiunea, vedem din 53 în 54, 10 luni, după care vedem din 57 în 58, 8 luni și vedem doar cu 4% PIB-ul a scăzut, putem să vedem din 60 în 61, 10 luni, au tot existat aceste recesiuni. Vedem oil embargo, adică acel embargo care a existat pe țiței din 73-75 și poate să fie ceva similar, nu embargo direct de către Emiratele Arabe sau vreau să spun de Arabia Saudită, ci mai degrabă alte tensiuni în regiune și o să discutăm în următorul material. Nu uita să lași un comentariu și să-mi spui vreau partea a doua sau vreau material recesiune. Ce vrei tu să spui? De ce? Pentru că vreau să aprofundăm acest război dintre Israel și Hamas, cum poate să fie un catalizator pentru recesiune? Am studiat destul de mult zilele acestea și am identificat anumite articole importante, am găsit niște scheme probabilistice care ne arată diferite creșteri, în prețul țițeiului, da, în prețul petrolului și atunci ar trebui împreună să analizăm. Așa că te rog să lași un like și un comentariu vreau partea a doua și o să încerc să pregătesc acest material și să ți-l public până în weekend să ai acces la el și să vizionezi ce s-ar putea întâmpla. A durat 16 luni această recesiune, după care vedem în 1986 luni a durat și bineînțeles că au mai fost recesiuni din 90-91, 8 luni, în 2001, 8 luni, da? după ce practic s-a spart bula.com, am avut marea recesiune care a durat 18 luni, din 2007 în 2009, am avut situația pandemică din 2020, care e discutabil dacă a fost sau nu o recesiune doar cu pib dar vedem că a durat foarte puțin, după care a fost o creștere uriașă și cine a prins atunci creșterea respectivă a fost destul de profitabilă. Eu personal am reușit să capitalizez oportunități uriașe atunci în țiței în momentul în care s-au tranzacționat la cote negative contractele futures am plasat capitalul în diferiți producători de țiței afectați din America care aveau totuși o situație bilanțieră bună și atunci am avut randament și de 200% pe anumite companii, 300% în perioada respectivă, un randament foarte bun. O parte din portofoliul meu a reușit să fie sporită în perioada respectivă. De ce? Pentru că e foarte important să profiți de oportunități. Da? Și atunci, vedem ce se întâmplă cu această recesiune care este probabilă. Am văzut în Germania, într-adevăr, că s-a declarat a fi într-o recesiune și e posibil să se amplifice această recesiune din Germania. Vedem că acum ar fi numită de sick man din regiune, adică omul bolnav, bărbatul bolnav din regiune Germania, pentru că are o încetinire economică foarte mare pe Însă vreau să ne uităm puțin la indicator, da? Am văzut cât de mult a crescut Fed rate-ul, rata de dobândă de politică monetară din America, și vedem totuși că stă atât de sus încât este la cotele din 2009, da? 2008, într-adevăr este sub 2000, poate să mai crească și, practic, dacă ar crește peste această zonă, ar ajunge cumva la un nivel dinainte de anii 2000, ceea ce ar fi ceva problematic pentru economia modernă putem să vedem um, rata de inflație, dar hai să ne uităm puțin mai bine pe rata de inflație. Într-adevăr, vedem cât de mult a scăzut rata inflației, de la 7,7% la 3,7%, însă foarte multe voci spun că nu ar fi neapărat un indicator realist, ar fi mult mai sus inflația de fapt, dar acum vorbim pe date oficiale. Tu te rog să-mi lași un comentariu și să-mi spui, crezi că inflația e mai sus în America? Crezi că inflația e mai sus decât se cuantifică prin acest CPI, acest coș de cumpărături? Lasă-mi comentariu și dacă ai 2-3 secunde în plus, oferă și o justificare. Suntem curioși să aflăm opinia ta. Vedem că este o probabilitate de 9,9% să crească ratele de politică monetară, foarte mici, dar vedem că au scăzut. Deși vedem aceste probabilități, pe lângă faptul că poate să fie menținută și cel mai probabil o să fie menținută, da, este foarte probabil să mai crească. Da, și de cote foarte mari să ne înțelegem. Vedem această inflație într-adevăr că a scăzut, dar trebuie să ne uităm și pe ultimii 20 de ani să vedem. Într-adevăr a scăzut, dar totuși stă la cote foarte mari față de media istorică și putem să ne uităm și în zona euro. A fost înregistrată că a scăzut, să fiu mai precis, nu știu dacă chiar a scăzut real și atunci putem să vedem că tot stă foarte sus față de media istorică și în zona euro. Vedem că rata de dobândă de politică monetară a crescut și în zona euro destul de mult și foarte interesant putem să vedem și în România. A fost crescută la 7%, dar a fost menținută, dar n-a mai fost crescută. Rata inflației în România a venit la 8,83% pe septembrie. Nu știu, ție ți se pare realist sau crezi că e mai mare rata inflației? Totuși, gândește-te că deja această creștere este de anul trecut, da? de la an la an și deja anul trecut pe vremea asta am avut o creștere foarte mare, deci trebuie să-i și acest aspect și se discută despre această inversiune a curburii la obligațiuni pe diferite scadențe. În general, așa trebuie să arate acest grafic. Da? Cu cât e mai îndepărtată scadența, cu atât trebuie să fie mai mare randamentul. De ce? Pentru că îți riști capitalul pe mai mult timp, adică blochezi capitalul pe mai mult timp și atunci nu ai acces la bani, bani care pot câștiga randamentul în altă parte. Și atunci, cu cât investești pe termen mai lung într-un instrument financiar de risc similar, atunci, practic, ar trebui să fie compensat un randament mai mare. Asta este în situații normale. Dar această curbură a fost inversată, adică obligațiunile pe termen scurt au un randament mai mare anualizat, da, pe un an vreau să spun, yield, decât obligațiunile pe termen lung. De ce se întâmplă asta? Am discutat pe larg în materiale precedente. Pe scurt, se întâmplă pentru că se plasează mai mulți bani în obligațiuni pe termen lung, investitorii nefiind neapărat sau neavând certitudine față de ce se întâmplă pe termen scurt, blochează banii pe termen lung la ratele de dobândă mari, consideră că o să scadă ratele de dobândă și atunci o să crească prețul de pe termen lung destul de mult pentru că duration-ul este mai mare, da? Și nu neapărat Macau Duration, vorbesc de Modified Duration. Poți să aprofundezi dacă te interesează. Și atunci, putem să vedem, într-adevăr, această linie gri reprezintă o recesiune. De fiecare dată când s-a inversat curbura, a urmat o recesiune. Dar asta nu înseamnă că a prezis o recesiune, da? Una dintre legile economiei este Correlation Does Not Imply Causation, da? Corelația nu implică sau nu reprezintă neapărat că cauzalitate. Și atunci putem să vedem acum ce inversare, o magnitudine destul de mare, hai să ne uităm mai aproape, totuși vedem că se corectează, adică ajunge la 0. Ce înseamnă asta? Diferența dintre yield to maturity pentru obligațiuni pe 10 ani și yield to maturity pentru obligațiuni de 2 ani. Ar trebui să fie pozitivă, adică ar trebui să fie un adaos mai mare în randament pentru 10 ani, fiind pe un orizont de timp mai lung scadența, dar vedem că este inversat, asta înseamnă că s-a inversat, ar trebui să fie pozitiv, este Inversat, adică este sub linia neagră, sub 0. Și atunci rămâne de văzut cât de repede se corectează și cât de mult durează această inversare și putem să tragem și niște concluzii în funcție de timp. Putem să vedem într-adevăr că rata de dobândă pentru obligațiuni pe 10 ani este foarte mare, 4,7%, putem observa în America, și pe 2 ani 5%. Deci diferența nu mai este chiar atât de mare, este, dar nu atât de mare. Și pe 30 de ani putem să vedem aproape 4,9% uriaș pentru America, să ne înțelegem. De aceea și în piață de capital. Sunt foarte mulți investitori care plasează banii în obligațiuni. Sper dacă ai vizionat materialul cu rotația lichidității pe care l-am pregătit pe canal, e foarte cuprinzător și explică de ce tendința există să investești în instrumente financiare purtătoare de venit fix obligațiuni, decât să aluși capitalul în acțiuni sau în alte instrumente care implică risc mai mare, având în vedere aceste rate de dobândă mari. În următorul material discutăm despre impactul potențial pe care războiul dintre Israel-Hamas l-ar putea declanșa. Te rog să lași un comentariu dacă ești interesat sau interesată de acest material. Și dacă văd comentarii pe termen scurt și văd că există cu adevărat interes și că ți-ai luat puțin din timp să scrii vreau material și că prețuiești munca din spate sau valorifici munca din spate printr-un like și un comentariu, atât își cer și bineînțeles că ar fi frumos să împărtășești cu un prieten sau cu un membru din familia ta care poate interesa sau interesată de ce se întâmplă în economie și dacă consider valoros acest material și vrei să împărtășești valoarea cu ei, doar dacă îl consider valoros. Nu trimite dacă nu consider că este util, bineînțeles. Dacă consider, atunci trimite către un prieten sau către un membru din familie Și lasă un comentariu dacă ești interesat sau interesată de un material despre acest război, să aprofundăm mai mult situația și dacă ești, atunci îl voi pregăti cât de repede se poate. Așa că nu voi finaliza acest material pentru că nu s-a terminat, nu va exista un outro pentru că ne vedem în următorul, am încredere că lași un comentariu și un like. Salut!